Punând geanta pe scaunul din spate, Serciu a luat umbrela în mâna dreaptă, distribuind-o deasupra lui și a femeii în vârstă. Îi plăcea ploaia, dacă nu ploua mai mult de o dată pe lună. În ultima săptămână, străzile nu s-au uscat, iar trotuarele s-au transformat în râiuri noroioase, care se scurg în mici case de țară. Astăzi nu a acordat nicio atenție ploii, doar pentru că atenția sa a fost concentrată pe mama sa, de la care trebuia să se despartă pentru câteva luni până la următoarea vacanță. Ei bine, drum bun, a spus doamna Ana. Era o femeie în vârstă de 65 de ani, care arăta destul de tânără pentru vârsta ei. La revedere! Mama, a răspuns Sergiu în șoaptă. Nu uita de mine sună-mă dacă ai timp liber. Vino cât mai repede și de preferat nu singur. Multe dintre prietenele mele au deja nepoți, iar tu ești tot ocupat cu munca ta zi și noapte, în locte. Gata, mamă, te-am înțeles, a întrerupt-o Serciu. Știi cum sunt timpurile acum. Pentru a face o familie, capitalul inițial este la fel de necesar, ca și cum a deschide o afacere mică. Cu ce să iubești dacă buzunarul este gol? Afaceri, bani, capital. Cu o doză de antipatie, enumera doamna Ana. Nu te gândi greșit, Sergiu. Nu vreau să spun că la vârsta ta, noi cu tatăl tău nu ne-am gândit niciodată la bani. Ați gândit și cum? Dar te rog. Nu pune cuvântul bani în aceeași propoziție cu cuvântul dragoste. Bine, mamă, am discutat aproape toată săptămâna asta. Acum trebuie să plec. Altfel voi călători până dimineața, iar vremea nu este cea mai sigură. Mergi, mergi, om de afacere al meu, a spus doamna Ana zâmbind. S-a îmbrățișat la despărțire. Sergiu a dat umbrela, s-a urcat la volan și a pornit ștergătoarele. Avea în față un drum de trei ore către oraș. A condus deja aproape o oră și jumătate, gândindu-se la conversația cu mama sa. Înainte, nu a luat niciodată în serios astfel de discuții. Dar cu fiecare an, ele deveneau din ce în ce mai dureroase. Singurătatea îi plăcea lui Sergiu la fel de mult ca și ploaia. Să rămâi singur o lună sau două era chiar foarte bine. Dar când durează ani de zile, începe să provoace anxietate la fel de îngrijorător a fost să conducă pe un drum murdar și șerpuit, în apropiere de pădure. Singura dorință a lui Sergiu era să ajungă cât mai repede la șosea, apoi la oraș. Stai, stai, s-a auzit o voce de copil, apoi a apărut o siluetă mică chiar în mijlocul drumului. Mașina s-a oprit. Sergiu a ieșit afară. Ce faci aici, micuțo? a întrebat el mama, mama, în pădure, și unchiul Roma, el, el, a început să plângă o fetiță mică. Era speriată și completudă. Nu se știe cât timp a stat aici, dar pe fața micuță a fost greu să distingi picăturile de lacrimi de cele de ploaie. Hai în mașină, te vei calma și îmi vei spune tot, a spus Sergiu calm și a așezat fetița pe scaun, apoi s-a așezat în genunchi și s-a pregătit să asculte. Unchiul Roma ne-a răpit, a spus fetița. El a propus să ne ducă acasă. Mama a refuzat, dar el m-a prins și m-a închis în mașină. Apoi, el, el, calm, calm, a încercat Sergiu să o calmeze. Ce s-a întâmplat apoi? El a lovit-o pe mama, a tras-o în mașină și am plecat. Ai spus că unchiul Roma a făcut asta? a întrebat din nou Sergiu. Îl cunoști. Sunteți rude sau doar cunoștințe? Acest ump vorbea recent destul de des cu mama, dar nu este rudă cu noi. Credeam că e doar un prieten al mamei. Până la urmă. Am prieteni la grădiniță, așa că m-am gândit că și ea și-a făcut un prieten. Fetița și-a șters lacrimile cu mâneca, care, se pare, era murdară, lăsând o urmă pe obraz. Și cum ai ajuns aici, în mijlocul drumului? A întrebat Sergiu, scoțând un pachet de șervețele din torpedou. Când acest unchi a oprit mașina, erau doar copaci în jur. El a tras-o pe mama din mașină și a început să o bată. A uitat să închidă ușa mașinii și am fugit. Nici măcar nu a observat. Eu. Nu ar fi trebuit să o las pe mama în urmă. Fetița a început din nou să plângă. Calm, ai făcut totul corect, a spus Sergiu, ștergându-i lacrimile cu un șervețel. Spune-mi, cum te cheamă? A întrebat Sergiu. Maria a răspuns fetița. Bucuros de cunoștință, iar pe mine mă cheamă Sergiu. Maria, stai câteva minute în mașină și eu mă duc în pădure să încerc să-ți găsesc mama, bine. Bine, a răspuns Maria, după ce s-a gândit un pic dar nu te îngrijora. Ține șervețelele, voi închide mașina, ești în siguranță. Sergiu a reușit să o calmeze. A găsit în pe două o lanternă mică de camping. A privit cu interes noua sa cunoștință, apoi a închis ușa mașinii cu cheia. Ce seară am nimerit, a gândit bărbatul, privind adânc în pădure. După câțiva pași s-a uitat înapoi la fetiță. Ea stătea nemișcată și îl urmărea pe el prin fereastră. Ea nu mai plângea și nu mai părea atât de speriată ca în primele minute ale întâlnirilor. Sergiu a mărit pasul și în câteva minute a fost înconjurat de copaci pe toate părțile. A mers în direcția din care a venit fetița timp de aproximativ 20 de minute. Sergiu era agitat pentru că nu în fiecare zi trebuie să te plimbi prin pădurea întunecată singur. Dar să nu meargă să caute femei ar fi fost o infracțiune și mai mare. De ce? Pentru ce? Cine este capabil de asta? Se gândea Sergiu, cercetând cu atenție ce este în prejur. Apoi a văzut pe pământ o broșă mică în formă de fluture. Probabil Maria a lăsat-o căzută când a fugit. A gândit el și a pus ornamentul în buzunarul de la spate lângă locul unde se afla broșa era urmele de la cineva urma era mare cu siguranță nu aparține Mariei dar nici nu putea aparține banditului s-a gândit Serciu cum altfel să-l numești dacă nu bandit a repetat el și a continuat să exploreze zona urma era precis de la pantof de femeie deoarece se vedea o urmă de toc Urmând acest traseu câțiva metri, Serciu a dat peste un corp. Era o femeie. O femeie fără conștiință. Serciu s-a blocat și a stat nemișcat pentru câteva secunde. Între timp, Maria, stând în mașină, examina cu atenție interiorul și uneori se uita pe fereastră așteptând noul prieten. Sper că el a găsit-o pe mama, se gândea fetița. Era foarte îngrijorată, dar deja nu mai plângea, deci s-a întristat foarte tare când a descoperit că broșa ei preferată. Primită în dar de la străbunicul ei mort, lipsește. Deodată, uitându-se pe fereastră, a văzut o siluetă. Era Sergiu. În brațe purta o femeie într-o rochie roșie. Maria a înțeles imediat totul. E mama, e mama. A strigat ea, Sergiu a deschis ușa, a pus femeia pe bancheta din spate, apoi s-a grăbit să se așeze la volan. Mama, mama nu înceta să strige fetița, sperând să audă un răspuns. Mama a dormit pentru o vreme. Ca să nu o îngrijoreze pe fetiță, a spus Sergiu. Trebuie să o ducem la spital, unde cu siguranță o vor trezi. Doar nu te îngrijora. Unde ai găsit-o? Ce i-a făcut? a întrebat Maria. Era în pădure. Nu știu cine a făcut asta, a spus Sergiu. Încruntându-se. Dar nu mult i-a mai rămas. Ce nu mult i-a mai rămas? a întrebat surprinsă Maria. Să umble liber, a răspuns calm Sergiu. Apoi a pornit mașina și au plecat spre spital. Era aproape unu noaptea când Sergio a ajuns la cel mai apropiat centru medical. Spitalul arăta foarte sumbru, jumătate din luminile erau stinse. Maria a devenit imediat neliniștită în acest mediu. Asistentele care erau de serviciu în acea noapte au încărcat rapid femeia pe o targă și au dus-o într-o cameră, unde doctorul de gard a început, probabil, să-i acorde ajutor medical. După o vreme, doctorul a ieșit din camera, s-a uitat la Sergiu, la Maria, care părea că este pe cale să se prăbușească în somn. Domnul, cum vă numiți? a întrebat doctorul. Sergiu. Excelent, trebuie să vorbesc cu voi de la unul la unul, a spus medicul. Fără probleme, a răspuns Sergiu și l-a urmat pe doctor. După ce au mers câțiva metri, s-a oprit la cabinetul medicului, unde doctorul a întrebat, o cunoașteți pe această femeie? Nu, am întâlnit-o pe fica ei în pădure, apoi am găsit-o pe ea, a răspuns nervos Serciu. Știți, a început să explice doctorul, această femeie a petrecut destul de mult timp într-o stare de inconștiență, provocată, aparent de durere sau șoc de asemenea, am găsit pe corpul ei vânătăi și urme de lovituri. Echipa și cu mine am reușit să o readucem la conștiință. Dar nu putem să ne descurcăm fără poliție. Așa că am chemat un investigator, care va veni mâine, deoarece acum ea încă nu este în stare să dea declarații. Doctorul și-a ajustat ochelarii și a luat un pix. Am înțeles, mai este nevoie de ceva de la mine, a întrebat Sergiu. Nu am dreptul să vă rețin, dar investigația va avea cu siguranță întrebări pentru voi. Deci, scrieți-mi datele voastre de contact, le voi da poliției. Bine, fără probleme, a spus Sergiu, apoi a luat pixul de la doctor și a scris datele sale pe o foaie. Cer scuze, a adăugat Sergiu, dar ce este cu fetița? E fiica ei, nu va sta toată noaptea în coridor, nu-i așa? Aveți dreptate, a spus doctorul. Dar vedeți, problema este că cu sosirea voastră nu mai avem paturi libere. Avem un cuplu de locuri în departamentul de boli infecțioase, dar oamenii sănătoși nu au voie să se afle acolo. Singurul lucru pe care pot să-i ofer este să doarmă la noi în cabinet. Fetița stătea pe o bancă la câțiva metri de Sergiu și doctor dar avea un auz bun și, auzind asta, s-a ridicat imediat și a alergat la ei. Nu, nu, nu vreau să rămân la spital, urăsc spitalele!" striga Maria, uitând de ora târzie și de liniștea de noapte. Aici e întuneric și miroase urât, e mai rău decât în pădure!" striga Maria. șeșe încercând să o liniștească, Sergiu s-a așezat în genunchi. Ei bine, ce propui tu?" Nu știm contactele rudelor tale și cum să ajungem la ele. Îți propun să mă plimb cu mașina până când mama se trezește de tot, apoi să ne duci acasă, a exclamat Maria. Ce fată ingenioasă, a spus doctorul zâmbind. Iar acum îmi cer scuze, încă mai am tura de noapte, a spus doctorul și a dispărut în adâncul coridorului de spital. Ascultă, Maria, am o idee, a spus Sergiu. Nu te deranjează să te mai plimbi un pic cu mașina? Desigur că nu, a răspuns Maria bucuroasă și au pornit spre ieșirea din locul pe care i-a luat atât de mult. Apoi au luat-o pe același drum pe care ajunseseră la spital, doar că în sens invers. Ne întoarcem? Ne întoarcem în pădure? a întrebat Maria cu îngrijorare. Nu, nu-ți face griji. Mergem la țară. Mama mea locuiește acolo și o voi ruga să aibă grijă de tine pentru un timp. Vai, a exclamat Maria, uimită. Mama ta e bună! Foarte bună, a răspuns Sergiu, cotind pe drumul care ducea către casa lor de țară. Mama va fi așa de încântată, a gândit Sergiu. Apoi a parcat mașina lângă cart. Nu a trebuit să aștepte prea mult. Doamna Ana a ieșit din casă după al doilea sunet la ușă. Sergiu, de ce ești așa târziu? Ai uitat ceva? Și cu cine ești? a întrebat cu surprindere femeia, încă necunoscută Mariei. Nu, mamă, nu am uitat nimic. Fetița asta se numește Maria și a ajuns într-o situație neplăcută. Hai, în casă, acolo îți voi povesti totul detaliat fiule, te-am grăbit cu nepoții, dar nu credeam că vei acționa atât de repede, a glumit doamna Ana pe drumul spre casă. Mamă, situația este cu adevărat gravă. Acum nu suntem foarte deschiși la glume. Să punem copilul la culcare, apoi îți voi povesti totul detaliat, a spus Serciu și a dus-o pe Maria în dormitor. După ce Maria a adormit, Serciu i-a povestit totul mamei sale. Doamna Ana era foarte agitată, se poate spune, chiar speriată. Mama, înțeleg că toată această situație a căzut pe tine ca un trăsnet, dar poți să stai cu Maria o vreme, până când mama ei își revine, a întrebat Serciu. Desigur. Voi sta cu ea, fiule, a fost de acord doamna Ana. Mulțumesc, mama, nu cred că va dura mult timp, iar acum voi merge la mine, e deja trei dimineața, vreau să dorm măcar puțin, a spus Sergiu la plecare și a mers la mașină. Dar nu a reușit să doarmă aproape deloc. Ajuns acasă, Sergiu a umblat din cameră în cameră, reamintindu-și fragmente din întâmplările trăite în ziua aceea. Cine era băiatul care le-a dus în pădure? S-a întrebat el, rostogolindu-se în pat din cauza insomniei. Cine este capabil de astfel de cruzimi? Pentru ce? Gândurile de acest fel nu l-au lăsat în pace până aproape de dimineață. Trebuie să mă duc mâine la spital și să încerc să vorbesc cu acea femeie. S-a gândit el, Doamne, nici măcar nu i-am aflat numele. Trebuie neapărat să merg, mai ales că poliția va avea cu siguranță întrebări. Sper să nu devin suspect. La ora șapte dimineața, Sergiu s-a ridicat din pat. Nu și-a dat seama dacă a reușit să doarmă măcar puțin. Afară era soare. Oare ploaia s-a terminat, s-a gândit Sergiu. Totuși, îmi place mai mult soarele. Și-a luat cafeaua, a scos telefonul și a format un număr. Alo, Thomas, salut, a spus el cu o voce somnoroasă în receptor. Ascultă, vreau să-mi prelungesc concediul încă câteva zile. Da, da, ne înțelegem, ok, vorbim. Conversația a fost cu colegul său de afaceri. Aveau propria lor rețea de restaurante în oraș. Iar negocierea unor zile suplimentare de concediu nu a fost o problemă. Sergiu a terminat cafeaua, s-a îmbrăcat, apoi s-a îndreptat spre spital pentru a-și vizita noua cunoștință spitalul dimineața nu părea un loc atât de sumbru. Acum coridorul era iluminat de soare, nu de becurile sinistre de noapte. Singurul lucru care rămânea neschimbat era mirosul. Sergiu s-a apropiat de asistenta de serviciu. Bună ziua, ieri am adus o femeie cu leiuni, inconștientă. Pot vorbi cu ea acum? A întrebat el da, da, îmi amintesc de voi. Acum este un anchetator cu ea. Se pare că vrea să vorbească și cu voi, așa că așteptați în coridor, a răspuns asistenta, apoi a dat lui Sergiu acoperitoare pentru încălțăminte. Încălțând acoperitoarele, Sergiu s-a apropiat de salonul în care era internată femeia și s-a așezat pe banca de lângă ușă. Ușa era întredeschisă, iar din salon se auzeau fragmente de fraze ale femeii. Nu, nu, domnule polițist, nu cunoșteam înainte persoana care a făcut asta. Spunea ea, ne-am urcat pur și simplu în mașină, iar el ne-a dus în pădure, apoi. Apoi nu mai amintesc. Câteva minute mai târziu, anchetatorul a ieșit din salon și s-a apropiat de Serciu. I-a pus câteva întrebări, apoi a cerut să semneze o declarație de nedeplasare pentru perioada anchetei. După interogatoriu, Sergio a bătut la ușa salonului. Intrați, s-a auzit o voce de femeie. Sergio a intrat și, după o scurtă privire în jur, s-a așezat pe un scaun lângă femeie. În salon era liniște, doar sunetul frunzelor, șuierând în bătaia vântului, se auzea din fereastra deschisă. Femeia stătea întinsă pe spate, acoperită cu o plapumă albă. Lângă ea se afla un perfuzor și un dulap gol. Privind la dulapul gol, Sergiu și-a amintit că dimineața îi trecuse prin minte să meargă la magazin să cumpere fructe ca semn de apreciere, dar în grabă a uitat complet. Bună ziua, mă numesc Sergiu, a spus el foarte plăcut, mă numesc Alina, a spus femeia. Doctorul mi-a spus că un bărbat m-a adus aici și, din descriere, cred că sunteți voi. Hm. Interesant cum oare m-a descris acest doctor, a spus Sergiu cu un zâmbet. Da, am găsit-o pe fica voastră lângă pădure, apoi v-am găsit și pe voi. Oh, Maria, Doamne, sper că e în regulă, a întrebat Alina, neliniștită. Nu vă faceți griji, este în regulă, am dus-o la mama mea, este în siguranță, a încercat Sergiu să o liniștească. Mă rog lui Dumnezeu, sper că nu mă vor ține aici mult timp. Alina s-a ridicat, apoi a cerut lui Sergiu apă. Desigur, desigur, a spus Sergiu, mergând către dozatorul de apă. Îmi pare rău, am ascultat involuntar conversația voastră cu anchetatorul. Poate că nu e treaba mea, dar de ce l-ați mințit? I-a dat Alinei un pahar cu apă. Ea a luat câteva înghițituri și l-a privit pe Serciu cu nesiguranță. Nu sunt sigură că vreau să implic persoane străine în problemele mele, a spus ea. Această situație a durat mai multe zile, iar poliția a refuzat să mă ajute la momentul respectiv, așa că nu văd de ce să-i deranjez din nou cu munca lor, a spus Alina, citând aparent pe cineva de la poliție. Vă înțeleg, Alina, dar să trecem la tu, ok a intervenit ea. Bine, Alina, doar să înțelegi, dacă transformi tot acest incident într-un mister, s-ar putea să se repete, iar nu este sigur că se va termina la fel de norocos. Acum tu și fiica ta sunteți în siguranță, dar acel monstru îmi cer scuze. Este încă liber, a exclamat Sergiu. Bine, nu ai trecut pe lângă fica mea, mai salvat. Voi povesti, doar nu știu ce va schimba asta. Alina și-a pus paharul gol pe noptieră și a început povestea. Această perioadă întunecată a început acum aproximativ un an. Totul a început când bunicul meu a murit. Am fost foarte apropiați pentru că m-a crescut de când aveam 15 ani. Am trăit împreună de când mama mi-a murit. Atunci aveam 15 ani. Nu mi-am văzut niciodată tatăl, așa că bunicul a fost singura mea rudă apropiată, povestea Alina. Dar așteaptă, ai o fiică, unde este soțul tău? a întrebat Sergiu. El a plecat în străinătate când Maria avea un an. De atunci, nu am mai avut nicio veste de la el, dar lasă, nu are nicio legătură cu această poveste, a spus Alina, clar nevrând să-și amintească de fostul ei soț. Bine, dar cine este acest băiat care te-a răpit? Cum este el legat de bunicul tău? a întrebat Serciu. Acest băiat se numește Roman. El nu este legat atât de mult de bunicul meu, cât de ce a rămas după el bunicul meu era un colecționar de antichități cunoscut. Aduna bijuterii de diferite tipuri din evul mediu. Așa că, pentru a pune mâna pe aceste bijuterii, Romana a încercat să mă ceară de nevastă. Din nou, iubirea și bani în aceeași propoziție, a spus Sergiu. Despre ce vorbești? a întrebat Alina. Ah, doar mi-am amintit cuvintele unei femei înțelepte. A răspuns Sergiu și a rugat-o pe Alina să continue povestea. Pe lângă bijuteriile antice pe care bunicul meu mi le-a lăsat moștenire. Am moștenit un apartament mare cu trei camere în centrul orașului și o casă cu două etaje la țară. Nu știu cum a aflat acest om despre toate acestea, dar nu era interesat de altceva decât de moștenirea mea când m-a cunoscut, a povestit Alina. Îmi pare rău că nu mi-am dat seama de asta imediat. Nu mi-a plăcut deloc de el, de ce? A întrebat Sergiu. A fost foarte insistent, obsedat, cum am crezut eu la început de mine, dar apoi am realizat că era interesat exclusiv de bani. A răspuns Alina. Și cum ai inteles asta? Sergiu a întrebat. După multe încercări de a deveni cavalerul meu, acest om pe nume roman, doar Dumnezeu știe dacă acesta este numele său real. În orice caz, mi-a spus direct că trebuie să devin soția lui. Eu, desigur, am considerat asta o nebunie, după care a început să mă amenințe pe mine și pe fică mea. M-am speriat și am fugit la poliție, dar acolo cuvintele mele nu au primit prea multă atenție. Au acceptat plângerea, dar probabil că a doua zi deja uitaseră despre ea. Alina s-a uitat pe fereastră. Vreau să-mi văd fica cât mai curând. Trebuie să plecăm din acest oraș mi se pare că acest om nu ne va lăsa niciodată în pace. Nu te grăb, Alina, sunt sigur că îl putem găsi și îl putem închide. Spune-mi, evenimentul de ieri este rezultatul faptului că a trecut de la cuvinte la fapte. A întrebat Sergiu. Când am ajuns în pădure, m-a aruncat din mașină. M-a lovit de câteva ori și a spus că nu îmi va da înapoi fica până când nu voi fi de acord cu condițiile lui. Mi-a spus că până nu sunt de acord să împart cu el patul conjugal, sau mai exact proprietatea conjugală, nu o voi mai vedea pe Maria. Dar apoi s-a întors spre mașină și a realizat că tot planul lui a dat greș. Maria a fugit. Cât de tare s-a enervat, ți-ar fi greu să-ți imaginezi, dar eu îmi imaginez. Și-a pus toată furia în ultima lovitură. După care am leșinat. Alina s-a uitat la Serciu. Mă amintesc, scuze, îți amintesc fața, cum mă duceai la mașină. Mă amintesc, vag, vocea Mariei. Și apoi cred că am leșinat complet. Ce monstru! Sergiu a strigat și a sărit din scaun. Promit că îl vom găsi. Ai făcut deja multe pentru noi, a spus Alina. Nu ar trebui să te îngrijorezi vom pleca și el nu ne va găsi. Alina a încercat să-l liniștească pe Sergiu, ceea ce a fost foarte dificil. Nu vreau să te sperii, Alina, dar mi se pare că acest nemernic nu se va opri din urmărirea voastră doar pentru că schimbați orașul. În plus, a aflat cumva de moștenirea ta, așa că, cred că are multe legături. A spus Sergiu. Da, ne-a spus să nu îndrăznim să mergem la poliție se laudă că are mulți cunoscuți acolo, a confirmat Alina. Vezi, fie va ajunge la închisoare, fie veți trăi într-o teamă constantă. Deci, nu avem de ales. Va trebui să-l găsim. Dar cum vei face asta? A întrebat Alina. Știi, oamenii iubesc două lucruri, să mănânce și să bârfească. Și tocmai am o afacere în acest domeniu. În domeniul bârfelor, a întrebat Alina cu un zâmbet. Nu, am o rețea de restaurante, a râs Serciu. Cred că vom putea afla ceva despre cavalerul tău. Apropo, ai o fotografie cu el. Cred că am după unul dintre avansurile lui. Înainte de a merge la poliție, am făcut o fotografie pentru orice eventualitate. Poate că nu este de cea mai bună calitate, dar pot să ți-o trimit pe e-mail dacă îmi dai contactele. Bine. Serciu i-a dat Alina un carton de vizită, apoi s-au despărțit. Pe drumul spre spital, Serciu s-a gândit că colegul său de afaceri ar putea să-l ajute în căutări, deoarece acesta fusese polițist în trecut. Probabil că încă mai are abilitățile de detectiv. Cu ironie s-a gândit el, dar cel mai important lucru care rămâne după lucru în poliție, desigur, nu sunt abilitățile, ci legăturile. Legăturile cu lumea justiției și, desigur, cu lumea infracțională. Sergiu s-a întâlnit cu colegul său după câteva ore într-unul din restaurantele sale. A descris detaliat situația și a cerut ajutor. De ce îți pasă atât de mult de această femeie? A întrebat Thomas, neînțelegând de ce colegul său este atât de interesat. De ce să nu ajut oamenii? A întrebat Sergiu. Gândește-te, chiar dacă se vor muta în alt oraș, tot riscă să cadă în mâinile acelui imbecil. Deci, pur și simplu compasiune și altruism. A întrebat din nou colegul. Mi se pare că ești îndrăgostit de această femeie. Zâmbind, Tomas a completat. Ei bine, asta nu ar trebui să te îngrijoreze. Vei ajuta sau nu? Desigur. Ce nu ai face ca partenerul tău de afaceri să fie mai fericit? Tomas a răspuns cu ironie. Dacă găsesc ceva, te voi suna. Dar acum du-te și odihnește-te, ești puizat. S-au luat la revedere. Sergio a mers acasă, unde în cele din urmă a reușit să se odihnească. Doctorul a spus Alinei că ea va putea să părăsească spitalul în câteva zile, iar Maria, se pare, a reușit să se înțeleagă cu doamna Ana. În timpul zilelor în care Sergio aștepta vești de la colegul său, a vizitat-o de mai multe ori pe Alina. Au găsit subiecte comune de discuție. Singurul lucru care le-a împiedicat conversația au fost vizitele frecvente ale medicului, care îi reamintea mereu Alinei de liniștea și odihna de care are nevoie pentru o reabilitare eficientă. Într-o zi, când Sergiu se pregătea să meargă la spital, telefonul a sunat. Era Thomas. A sugerat să se întâlnească, deoarece avea vești bune. S-au întâlnit la același restaurant ca și cu câteva zile în urmă au comandat o cafea fiecare. După aceea, Tomas i-a dat lui Sergiu un bilețel cu un zâmbet. Pe bilețel era scris strada pădurii, casa 3, apartamentul 22 ora 18. Ce este asta? A întrebat Sergiu. E ora și locul unde te așteaptă astăzi, Roman. Acela pe care l-ai cerut să-l găsesc. Poți da aceste informații poliției, dar, după cum înțeleg, nu te-ar deranja să discuți cu el personal. A răspuns Tomas. Așteaptă cum ai reușit să-l găsești și mai ales să stabilești o întâlnire. A întrebat Sergiu, surprins. Prin canalele personale, să zicem. Dar nu a fost la fel de dificil cum am crezut. Thomas a zâmbit. Îți închipui, acest tip se ocupă cu vânzarea de bijuterii antice. Când mi-ai povestit despre bunicul Alinei, am decis să cercetez acest domeniu. Iată unde și-am găsit tipul ăla. El este foarte popular în acest domeniu și nici măcar nu încearcă să se ascundă, a explicat Thomas. Excelent. Și cum ai stabilit întâlnirea? a întrebat Sergiu. Foarte simplu a luat legătura cu el prin intermediul unui cunoscut negustor de vechituri. I-am transmis că avem de vânzare un obiect de valoare vechi. Tomas a explicat. Vrei să merg cu tine? A întrebat Tomas. Nu, mulțumesc. A răspuns Sergiu și a pus bilețelul în buzunar. Mulțumesc mult pentru ajutor. Sergiu l-a mulțumit pe Thomas, apoi a început să se pregătească pentru întâlnirea cu Roman. Ajuns acasă, a găsit un vechi briciag pe care nu l-a mai folosit de un deceniu. Nu știa dacă va avea nevoie de el, dar l-a luat cu el pentru orice eventualitate. Seara s-a dus la locul stabilit. Pe măsură ce urca scările către apartament, Serciu își gânde acțiunile poate că ar fi trebuit totuși să ceară ajutorul poliției. Se gândea el, dar era deja prea târziu, iar această anxietate nu putea ajuta cu nimic. Sergiu își amintea de Maria plângând și de Alina bătută în brațele lui. Și până când a ajuns la ușă, anxietatea a dispărut. Tot ce rămăsese era dorința de a-l pedepsi pe agresor. Sergiu a bătut la ușă, după câteva secunde, ușa i-a fost deschisă de un bărbat. Avea părul lung și alb, exact ca în fotografie. Roman? A întrebat Sergiu. Roman, iar tu? Bărbatul nu a reușit să termine fraza, pentru că s-a prăbușit pe podea din cauza unei lovituri puternice. Sergiu a închis ușa apartamentului, apoi a prins mâinile adversarului l-a dus în cameră și l-a așezat pe un scaun. Hai, vorbește, Roma, a spus Sergiu, după care a pornit reportofonul pe telefon. Tomas i-a sugerat să activeze reportofonul când a aflat că acesta nu intenționează să aducă poliția cu el. Spune totul în ordine. Cine ești tu de fapt, la naiba? A întrebat Roman. Sunt un foarte bun prieten al unei fete pe nume Alina și al fiicei ei. Le cunoști? A întrebat Sergiu cu o voce severă, după care Roman a râs. Vezi ceva amuzant în această situație? A continuat Sergiu. Înțelegi ce ai făcut? Ai putut să ucizi o fată, ai bătut-o, doamne, ai înspăimântat-o de moarte pe copil și acum râzi. Pentru ce toate astea? pentru bani. Sau poate pentru apartamentul dintr-o casă de la țară. Ce vechiturile tale nu aduc destul profit, așa că ai decis să iei prin forță ceva ce nu ți aparține. Sergiu nu putea controla emoțiile și a început să strige. Da, e vina lor. A strigat Roman. Am vrut să fac totul într-un mod civilizat. Am încercat să o conving, i-am făcut complimente, i-am dat flori. Aha, și când complimentele nu au funcționat, ai decis să încerci pumnii, am înțeles corect. A întrebat Sergiu. Ascultă, du-te dracului. Totul ar fi fost perfect dacă ea ar fi acceptat acel schimb avantajos pe care i l-am propus, a spus Roman. Ce fel de schimb? Ai vrut să te căsătorești cu ea și să iei toată averea, după care ai fi părăsit-o, a spus Sergiu încruntat de unde ai scos că aș fi părăsit-o? A strigat Roman cu furie. Aș fi continuat să-i ofer dragostea mea în schimbul banilor și a colecției bunicului ei, care este foarte apreciată în cercurile noastre. Niciodată nu pune cuvântul banii în aceeași propoziție cu cuvântul dragoste, a spus Sergiu calm, după care a sunat la poliție. În timp ce așteptau poliția, Roman a continuat să arunce injurii, dar Sergiu nu mai era deloc deranjat de asta. Voia să termine cât mai repede cu această istorie. După jumătate de oră, poliția l-a arestat pe Roman, iar investigatorul a primit înregistrarea de pe dictafon cu declarațiile incriminatoare. Alina a fost externată după o săptămână, iar Sergiu a venit să o ia de la spital ei bine, mergem jos. A întrebat-o după ce i-a povestit despre arestarea lui Roman. Nu pot să cred că te-ai dus tu singur la el, a spus ea. Ai riscat cu viața. Acel tip este clar un psihopat. Până la urmă, totul s-a terminat bine, a răspuns Sergiu liniștit. Hai să mergem. S-au luat la revedere de la doctor și au mers cu mașina să o ia pe Maria. Care o aștepta pe mama ei cu nerăbdare la doamna Ana. Sergiu a parcat lângă gard și se pregătea să iasă din mașină. Stai! Alina s-a uitat brusc la Sergiu și i-a luat mâna. Ce e? a întrebat el timid. Vreau să-ți mulțumesc. Știi, acum parcă a căzut o piatră de pe sufletul meu. Nu pot să cred că voi putea să mă plimb prin oraș și să nu mă mai uit mereu în jur. Mulțumesc mult! Am făcut doar ce trebuia, a răspuns Sergiu Calm. Apropo despre plimbări. Plimbatul prin oraș este cu siguranță util. Dar ce-ar fi să facem plimbări pe lângă râu și să respirăm aer proaspăt de pădure? Cred că după ce ai trecut, ai nevoie de odihnă iar în oraș este greu cu asta. Nu m-aș opune, a răspuns Alina, doar dacă mă însoțești. Ea a zâmbit și a închis ochii și a strâns și mai tare mâna lui Sergiu. Desigur, te voi însoți, a spus Sergiu, după care a sărutat-o între timp, în afara mașinii a apărut o mică siluetă pe care nici Sergiu, nici Alina nu au observat-o, Maria o privea pe mama și zâmbea. Mai târziu a apărut și doamna Ana, care își privea fiul și ea la rândul ei zâmbea. Când Sergiu și Alina au observat spectatorii din afara mașinii, s-au simțit un pic stânjeniți. Dar această jenă a trecut repede, pentru că Alina era foarte fericită să-și întâlnească fica, iar Maria era fericită să-și vadă mama sănătoasă și fericită. Doamna Ana a pregătit o masă mare, la care Sergiu a povestit detaliat această istorie de detectiv. Maria a ascultat cu cea mai mare atenție, iar după povestire a adăugat: Aceasta este o istorie foarte interesantă. Ce bine că s-a terminat astfel! E păcat doar că mi-am pierdut broșa preferată. Maria s-a uitat la mama ei. Îmi pare rău, mamă! Știu că este un obiect foarte prețios pe care l-a lăsat bunicul, dar l-am pierdut undeva. Probabil în pădure, când fugeam. Atunci, Sergiu și-a amintit de broșa cu fluture pe care a găsit-o când o căuta pe Alina. A pus-o în buzunar și de atunci a uitat complet de ea. Nu te referi cumva la această broșă? a întrebat Sergiu, punând broșa pe masă. Da, da, este ea, a strigat Maria de bucurie. A alergat la Sergiu și l-a îmbrățișat strâns, exprimându-i recunoștința. După câteva luni de odihnă la țară, Alina s-a apropiat mult de Sergiu și acesta a decis să-i facă o propunere de căsătorie, lucru care a bucurat-o foarte mult pe Maria și doamna Ana. Alina, desigur, a acceptat. În același timp, Roman a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru amenințări, răpire și agresiune care a cauzat vătămări corporale grave. Când această perioadă se va termina? Este puțin probabil că va dori să se mai aventureze din nou după moștenirea Linei, deoarece aceasta va avea mai mulți moștenitori legitimi, iar doamna Ana va avea câțiva nepoți mult așteptați.